Wow, wow, wow! Emisiunea așa, bună seara, cea de-a șasea ediție acestei emisiuni! O emisiune plasată între cunoștințele în istorie și umor moldovenesc. Numele meu este Alexandru Ghețan și eu sunt prezentator acestei emisiuni în calitate de participant, ca de fiecare dată, Ivan Lulenov. Salutare, Ivan! Ivan este câștigătorul unei dintre fostele emisiuni. Cineva în comentarii pe YouTube i-a scris câștigător de balabol, nu știu unde e colonița. Eu vreau să aplaud. Nu trebuie. Alături de noi, de asemenea, este dublu câștigător acestei emisiuni, Marin Ivan, Madan. Ivan, tot e dublu. Dar tu tot ești dublu. Un rând de aplauz pentru Marin Madan. Mulțumesc! Marin, apropo, are cele mai multe comentarii pozitive, oamenii apreciază cunoștințele lui. Eu am să vă citesc chiar un comentariu de acolo. Marin nu umbla oi cu ghetele răpănoase. Ghete noi, super! Astăzi, special, noi, cu ghete noi, nu mai există niciun motiv ca să vă legați. Dacă sincer, noi citim comentarii și ascultăm. Și Marin tăcoi, băleat, îmi cumpăr ghetiță. Comentatorul este concin să vadă că eu... Scrie cineva în comentarii, nu umbla oi fără bani în buzunar, umblă cu un milion. La sfârșit de ediție, Marin în general și om ideal, n-a să ai de stilești. Nu ideal, hai, normal, prostă nu. El o să ajungă om. Vladislav Slusarenko. Despre Vlad au fost 3 comentarii de TED și toate 3 erau despre Vlad fără bargă, parcă-i hazbic. Data trecută era fără barbă. Data asta, apropo, dacă videoul ăsta o să aduni 6.000 de like-uri, pe Marin îl prezăm lăsă-i. Iar invitatul special din această seară, mulți ne-au scris, băi, mai chemați fiete, mai chemați pe cineva să mai vină, că numai Victor vizitiu, numai atâția noștri. Așa că... Așa că chemăm altă dată. Așa că astăzi invitat special este Nicoleta Caraman. Nicoleta, bine ai venit. Să mergem la comentarii. Apropo, am avut ceva foarte special. Ediția trecută a fost prima ediție în care am primit un super mulțumesc. Ca să înțelegi ce e asta, oamenii de peste hotare pot să facă donat sub emisiune. Și am avut primii 5 lire sterline din partea unui abonat. Asta pentru ghetele lui Marin a fost. Dacă vrei să susții pe noi, du-te peste hotare, dă 5 lire și vină înapoi. 5 lire, asta e bani. Asta ies că dacă poți treci granița acolo la Iași, la Palace, faci un transfer și vină un transfer de 5 lire și noi suntem bucuroși și te menționăm în emisiunea noastră. Da. Asta e obiectivul pe viitor. Da. Care sunt regulile acestei emisiuni? Pentru fiecare răspuns corect, comediantul primește 2 Ștefani. Marin deodată îl știe, când aude 2, ai Samile. Restul, luptați-vă voi pentru 1. Pentru un răspuns amuzant primesc un Ștefan, iar pentru răspuns într-aiurea, care mie nu-mi place, nu 0, dar -1. Automat. Jostcă. Pentru ce luptă băieții astăzi? Astăzi băieții luptă, ca de obicei, pentru 1000 de lei moldovenești! Ăștia-s bani, ăștia-s bani. Fiecare comediant va primi câte un super instrument clopoțel. Nicoleta, ai venit prima oară, ți-l dăm pe ăsta. Poți să te rog să testezi microfonul, ca să testezi acest clopoțel, ca să înțelegi cum se aude. Testează-l, te rog, ca să vedem cum. Ivan Lulenov, următorul clopoțel. Hai să schimbăm, nu? Ce? Și pațanul. Asta pentru femeie mai potrivit. Mai potrivit. După formă. Marin Madan, acest clopoțel pentru el și Vladislav Slusarenko, un clopoțel pentru el. Ok, iar acum mergem spre prima întrebare, care este chiar din partea spectatorilor. Muzica și merge. Salut! Știu că ne urmăriți din Europa. Celor care muncesc în străinătate și trimit bani în țara lor de origine, vreau să vă zic despre un serviciu de transfer rapid de bani, foarte util pentru moldovenii din diaspora. Se numește Profi. Profi este un serviciu european cu care puteți trimite bani din Europa în peste 55 de țări din întreaga lume, iar în Moldova poți trimite banii pe aplicația Profi sau de pe profi.com. Toate platformele au o interfață simplă și intuitivă. Instalarea e mega simplă. Descarci aplicația, introduci numărul de telefon, apoi codul de SMS, pe iPhone vă puteți autentifica prin Face ID.
Pentru primul transfer vor trebui cele mai simple informații despre voi. Nume, prenume, cetățenie, adresă de reședință din Europa. Alege țara și transmite suma în meniu Alege Moldova. Cursul de schimb este foarte avantajos pentru că Profi are un sistem propriu de monitorizare a schimbului valutar. Profi nu taxează transferurile din Europa către Moldova. Introduce numărul de card al destinatarului, nume și prenumele acestuia. În Moldova puteți trimite bani de pe un card bancar, banii vor veni foarte repede în lei moldovenești. Dacă faceți transferuri regulate, atunci cardurile se salvează. Există mai multe modalități de a trimite bani. Puteți trimite bani de pe un card sau din orice cont bancar european, Google Pay sau Apple Pay. Tot ce trebuie să faceți este să dați click pe transfer. Banii de pe un card pe altul vin în câteva minute. Puteți transfera până la 1000 de euro imediat după registrare. Pentru a vă mări limita de transfer la 15.000 de euro pe an sau până la 3.000 de euro pe lună, este necesară o procedură simplă de verificare a identității, furnizând o dovadă a reședinței din Europa. Așadar, transferul de bani cu Profi este ușor, simplu și avantajos. Descărcați aplicația accesând linkul din descriere și trimiteți transferuri rapide și fără comisioane către cei dragi. Da, prima întrebare, triburi dacice. Ați auzit de triburile dacice? Da. Da, da. Ok, la triburile dacice era practicată tatuarea pe corp. Bărbații de obicei tatuau ceva care era legat de război sau de cult, adică de religie. Dar ce reprezentau tatuajele la femei? Da, da. Citate, trebuie să știu. Citate, de exemplu, când bărbatul zic, ia încheiem la lift, așa, știi? Și el dă... În Dacia Anti, povestea și pe doar. Da. Și el vine și încheie și acolo pe, scrie pe viscinare. Do not touch. Încheie la tri, la tria. Ok. Chiar, un punct pentru Vlad Slusarenko, Okay. Citate. Ce reprezentau la femei? Da, Ivan. Hai să ne gândim puțin. Da. Bărbatul ce avea sabie, da, ceva. Dar femeie ce făcea Calașa atunci? Ea aștepta bărbatul de la război. Așa. Și de aceea ea și-a pus pe față undeva hatico. Pentru că ea aștepta. Și-a făcut tatuaj de hatico. Un câine pe tot corpul. Că ea, nu, tipa. Și hatico. Richard Gere stătea în partea zvală. Da, Richard Gere, dar parcă nu era atunci, cred. Dar crezi că numai Hatico era? Câinele erau mereu frățuorul a omului. Nu, drug om, drujban. Prieten a omului. Camarad. A? Camarad? Tovarăș. Bergenberg. Tovarăș. Nu e corect. Dar lumea a râs, eu i-aș da un punct. Tu da, dar eu nu. Nu. Și așa au fost comentarii de astea, îi dați numai la Ivan Lulenov, am zis că azi nu-i domnul. Eu o să merit fiecare răspuns, a să lupt pentru fiecare, ca femeile în Dacia Antică. Alexandru, o întrebare, femeile în Dacia Antică luptau? Nu. Nu? Înseamnă că erau mai mult, trăiau mai mult. Da. Eu cred că cum e că, de exemplu, bărbații își fășeau așa cruși, săghi, știi? Diferite simboluri. Femeile fășeau feluri de mâncare, olivie, zahăr. Vezi și nu poți face nimic, un punct pentru Vlad Slusarenko. Asta e sexism, femeia trebuie să gătească numai. Ce mănânc? Olivie mănânc. Asta e sexism, femeile nu numai gătească. Bun, la bărbați era simbolul războiului sau a religiei. Ce simboluri erau la femei? Ce ar putea să fie? Uite, cu ce se asociază pentru tine o femeie? Cu sex. Cu sex, nu. Uite-te. Da. Marin, mă, da. Stați-o leacă. Eu după Marin, dânsul. Marin m-a ascultat până am. După dânsul, mă, drăguț. Fiți atent. Opriți-vă o leacă. Doi Ștefan acum nahui. Acum. Ei, hai. Marin Madan, dă răspunsul. Nu, eu mă duc după dânsul. El a zis sex. Scrie tot anunțuri de astea, cum la școală. Здесь был Вова, здесь был Вася. Suc pula 063-93-44. Notați. Marin. Cred că așa. Notați, Marin Madan. Numărul tău să știi, da. Piesi în context, ești prostă, Marin. Uite, femeia, eu cred că atunci ce putea să facă femeia dacă ea aștepta bărbatul? Să nască. Nu, sex. Așa. Să crește copii. Să nițuiască la piară. Asta înseamnă că, da, blea, Marin. Grăiesc doi, blea, că n-am niciun copil. Și? Așa. Vania, cum tine. Să nască copil. Așa. Și era tatuat ce? A? Sau unde? Și tatuaș? Da. Ce tatuaș a avut? Blea, copchil. Era tatuat un copchil? Eu nu știu, Alexandru. Și, blea, tu ești prezentator. Eu nu știu. Tu știi pe-lubomul. Eu uite, nu știu. Cu ce se asociază femeia?
Cu... Pentru bărbat, ok, pentru bărbat. Dar femeia moldoveancă sau nu? Da, da. Moldoveancă? Dacă. Cu floarele. Mâncare, casă, gospodărie, copii. Pentru un bărbat? Mâncare, casă, gospodărie, copii. Nu, nu, nu. Tu asta la primul lucru la ce te gândești? Ai trușeni, bleci. Și trușeni. Da. Ivanul a început corect, de fapt. Ce să asociați femeie? Copii, tipa, da? Nu, no, anterior. Sex. Anterior înainte sex. Să, da, sex. Așa. Și ce puteau? Unii erau făcute tatuaje la femeie. Da. Ni pe teme, dar o informație. Eu știu că armata, cea mai puternică armată era armata de gay. Pentru că când... Eu ajung la răspuns. Da, e drept. Când, uite, nu, serios. Când, iată, tu te duci în război și tu ești mujic, natural, da? Tu poți să fugi pentru că tu știi că acolo e sex acasă. Poți să fugi la sex acasă. Dar, când bărbatul gay, normal bărbat, gay, se duce în război, iubitul lui este aici și el n-are sau unde în să... spate. El în spate și n-are unde să fugă, înțelegi? N-are și el, și el luptă pentru dragostea sa, dar bărbatul natural, el se duce acasă la femeie. Înseamnă că, pentru că acasă e sex, acasă e femeie. Femeie, sex, nu, asta e normal. Și ce putea să fie ceva? Nu, unde era? Eu cred că răspunsul e foarte simplu. Da. Ceva nu filmează. Babăcica na păisniță. Răspunsul meu este babăcica na păisniță. Pentru că asta e sexual, dar pentru bărbații care luptă cu saghe, trebuie numai sexual șva. Tu vrei să zici că babăcica na păisniță asta e sexual? Eu n-am văzut niciodată, dar cred că da. Dacica, dacia și da, da. Eu mai am vrăzică. Dat fiind faptul că eu nu zic că despre sex, asta e. Și la bărbat, de exemplu, se asocia, de exemplu, el aici avea saghe, da? Așa. Saghe. La femeie, pe o bucă, arăga, de exemplu, piloramă, știi? Și el când pune mână, ca și cum când dădea așa, no! Parcă ascuță. No! No! Da. Pam, cine 3 puncte are de-am mâncat, da? Pentru Vlasul Sărien. Iolchi-palchi, cineva l-a plătit. Da. Eu cred că femeile... Așa. Aveau aici așa tatuat numele la bărbatul lor. O. Numi și ceva... Traian. Dar de ce? Pentru că să vină. Bun. Bărbații să... Pentru că dacă alt bărbat o să vrea... Da, era să vadă că el Tolea. Acolo scrie Tolea. Nu știu cum să spus la Tolea. Nu-i mă n-a când bie, bre, de-i durac, bre, nu. Nu mă bat acolo. Dar dacă eu trebuie să te-o cheamă Tolea, o, zăibiți. Da, все, это тогда Акцес Либер пинт. 2 пункта пентру Николета Караман. Усмес гетно. Серьёзно? Ты коррект? Да, ира татуажили в зона интима. Ева, молодец, Николай. 2 пункта пентру Николета Караман. Nu era, bun, nu era scris здесь был Коля sau chestii, dar erau tatuajele în zona intimă pentru că este legat cu atracție sexuală. La bărbați, dacă bărbații în general erau desori tatuat tot corpul, pentru că este era simbolul brutalității și respectiv legat de război, iar la femei doar în zona intimă pentru că era atracție sexuală. Aceasta a fost o întrebare de la spectatorii noștri, un rând de aplauze pentru cel care ne-a trimis această întrebare. Dacă și tu vrei ca întrebarea ta să fie auzită în emisiunea noastră, atunci trimite-o la e-mailul de mai jos. Iar noi mergem la următoarea întrebare. O, clasna! Aveți grijă de femeile voastre, pentru că ele-s vă îngroape. Voi ați fost vreodată la primărie sau la alte instituții să nu nimeriți la pauză? Unde te duci tu? Bun, și dă-ți așa. Bun! Haideți la ciocană! Nu, eu nu înțeleg limba rusă. Разберешь, cum vrei. În perioada sovietică au existat anumite situații anecdotice despre țara în care au trăit părinții noștri, inclusiv în RSS moldovenească. Eu am să spun un caz anecdotic despre la noi ce se întâmpla în Uniunea Sovietică atunci când era Reagan. Știți cine e Reagan? Președinte american? Da. Reagan, da. Donald Trump care? Cum? Da, Ronald Reagan povestea despre faptul că... McDonald's care Reagan. Da, tot el, da. McDonald's Reagan. Aici ai plus 2 puncte deodată. Rămâne așa despre dâns. El spunea despre un caz când, de exemplu, cineva vrea să-și cumpere mașină, dar știți că înainte trebuie să stai foarte mult în rând la mașină. Și pe un om l-a anunțat, uitați-vă, peste 10 ani o să veniți să vă luați mașina. Și el zice, dimineața sau ziua?
Și aici te spun, dar și importanța are, că dacă ai peste 10 ani, și contează că dimineața sau ziua și luți că ei, nu, că dimineața vine instalatorul. Adică se întâmplă lucrurile foarte greu. Amu, el îți povestea despre un fapt că în fiecare dată când vine într-o instituție sovietică, el își dădea seama deodată că acolo există oameni foarte importanți. Aha. Practica asta era și la noi. În RSS-ul moldovenească, chiar și mai timpul mai dincoace, puteai să-ți dai seama deodată că este un om important într-o anumită instituție, de exemplu, în școală vine cineva important, numai după un singur fapt. Cum îți puteai să-ți dai seama? Uite, în, de exemplu, în sala asta a venit Maia Sandu. Cum îți puteai da seama? Da, Vlad. Era curățenie făcut. Blea. Așa, mai departe, altceva? Adică... Nedrept, da? Nu. Da. Erau copii. Povestește mai departe, să înțelegem. Erau copii care făceau concert de astea. Înțelegi? Dar nu numai la școală, la primărie. Dar adică copiii ăștia care au fost la noi și au dansat înainte. Da, da, dar pe ești normal. Ok. Erau aici? Copii. Erau baloane foarte multe inflate și o panglică roșie așa care trebuie să stai. Tăi, da? Da, da. Ivan? Dacă este, cum să afli că este un om important? Da. Acolo miroase bine. E legat de miros. Dacă era, da, dai să dai răspuns. Dacă era și Maia Sandu aici, era miroase a ceva, Versace, cui zna, ceva. Ceva, nu, 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 sovietică Versace. Ce? E, eu de exemplu, stai, stai, dai, dai să dai răspuns. Da, până la capăt. Era să miroase a ceva interesant. Dar luând în considerație faptul că eu știu că mă preibesc acum, vreau să spun că mirosea a hlorcă, pentru că hlorcă... Două puncte pentru Ivan Lulenov, chiar acum! Yes! Într-adevăr, ei spuneau că dacă miroase a hlorcă, a înălbitor sau curățător într-o anumită instituție, înseamnă că acolo este o persoană importantă venită. Adică curățenia tot ai fost da, aproape, dar după mirosul de hlorcă, doi Ștefan pentru Ivan Lulenov. Iar noi mergem la următoarea întrebare. E bate adăvolin. Bun, singur, pentru următoarea... Am ajuns singur, știi, așa, prin parfum, prin huinea, prin bret, am ajuns... Nu vă temeți de bret, nu vă temeți, că prin această puteți să ajungeți la ceva normal. Asta și cu omul în viață. Balabol. Sunt eu că avem un nou comentariu. Nu vă temeți de bret, nu vă temeți de bret, că poți să ajungi normal în viață. Nu vă temeți de bret, Pit. O las așa, o las da, așa. O las, las. Ok, pentru următoarea întrebare noi să avem nevoie de o înregistrare audio, chiar un citat. De ce am să rog DJ-ul nostru să spun acel citat, ca toți oamenii din sală să afle despre ce e vorba. Hai, Joe! Ce gărule mă, arle mă, măcărule mă, arle mă, măcărule mă, ai pășmăne, măcărule mă, arle cărne, avea mă, arle, avea mă, mie, veșim. Ce gărule mă, ome mă, mă, mă. Asta Marino Grecu. Mulțumim mult. Acest citat clasic este din contemporanul nostru, regretatul contemporan al nostru, Boris Țigan, care prima parte a spus-o în urma unui interviu pe care l-a avut în momentul în care a fost trezit din locuința sa de către niște protestatari. Prostata l-a trezit. În frunte cu Oleg Brega făceau un protest în apropiere de locuința sa și el atunci a spus celebra frază: a pentru și a, tu pe mine trezit aici, mi-a pohui. Eu aici dorm. Citat, eu aici dorm. Era la locuința sa din apropierea locației Camford. El are o asemenea locuință. Are o vilă acolo. De asemenea, el era deținător a unei alte locuințe care grupa 4 tuburi de canalizare și respectiv, cumva era un om foarte bogat, înstărit, care avea mai multe locuințe, se putea permite. El a fost protagonist în mai multe situații și a creat niște aforisme care au ajuns cunoscute în viața noastră. Totuși, odată în cadrul unui interviu pe care l-a oferit domnul clasic Borea Țigan acum 8 ani, el spunea despre faptul că nu este de acord cu președintele Moldovei. Întrebare, de ce clasicul nu era de acord cu președintele Moldovei? De ce nu era de acord? Da. Nicoleta. Că vrea să anulez bacalaureatul, asta din Dodon, nici vorba. Adică crezi că clasicul s-a gândit da, și la oamenii de la școală? Da, el țigătie. Borea Țigan țigătie de școală? Da. Atunci Dodon era președinț. Atunci, da. 8 ani urmă, da, era Igor Tipa Dodon. El trebuie. Da. Vlad. Eu, fiindcă sunt foarte cunoscut cu creația Domnului, așa. Pot să citesc cuvânt în cuvânt și-o zis. Vă rugăm. Aba, dar mă știu, într-o atât de către denghi, da?
Răspunsul este, de tâta că nu-mi plășe că femeia președintelui cheltuie banii poporului. Răspuns parțial din partea domnului Vladislav Subsarenko. Noi apreciem, cunoașteți creația, e și bine. O cunoașteți. Răspuns parțial este de un punct deocamdată. Okay. Într-adevăr, o parte din bani se duc pentru femeie. Și asta este un punct. Dar mai sunt o categorie... E nașluhe? Нашлюхи тратит деньги. А что за дрябь? Un punct și pentru Nicoleta Caraman. Nu-i corect, nu-i corect. Nu-i corect, e ok argumentat, adică pentru femeie. Dar palindom cheltuie. De ce? Care întrebare? El a spus că eu nu-s de acord. Eu, da, eu nu de acord, președinte Moldovic. El, da, banii cheltuie pe femeia lui și pentru ce? Mai cheltui bani președintele Republicii Moldova conform lui Borea Țigan. Da. El a spus pentru femeie și încă pentru ce? A, pentru ce? Zăputul-se sam, da? Un punct pentru Ivan Lulienu. Okay. Da, mulțumesc, Alexandru. Da, Vlad? Pentru mașini. Pentru nedvijimăști. Dar mașini asta e dvijimăști, băi. А, да. Недвижимость, а скажи, ну, машина стрекат. Пентру машина стрекат. Пентру... Пентру машина, как сказал пилок. Да. Луэнт ин консидерация, как Боря Цыган и вагабон, да? Фост. Фост вагабон. Миллионер. Фост вагабон. Не, акума мурит там уже. Да. Да пати и богат он лумя челал. Аша. Însеамна кэ, луэнт ин консидерация, пентру дынсу, елка... Бомж, спать сау обидно форте. Ну, ел су аутопрокламат вор в законе. А, в этой консидерации, ка ел вор в законе, супрамнумит, да? Врял са спун, ка ел дин визиуня луи спуня унде путя са келтуе бани преждентели. Аша да. Ши ел спун, кред ка ел спус пентру фемея, ши пентру наркотич, пентру кокаин. Да, в этой консидерации, ка ел бомж, ну штие ще инсяну кокаин, ел спус ка келтуе пентру клей ши пакет. Ши ел спус... Cheltui banii pentru femeie și pentru clei și pentru pachet. Răspunsul meu final. Blea, dacă e corect, eu... Corect? Nu. Eu cred că fiecare are probleme lui și le pare că oamenii tot au aceleași probleme. Așa. Deci, asta ea. El avea cu multe camere, subteranele astea. Așa, da, subterană era. Și el vrea să o ciplească. O diflească, lui n-avea bani pentru penaplast. Respectiv, el era indignat prin faptul că președintele își poate permite mult penaplast, dar el nu poate. Adică pentru femei și penaplast? Da. Așa au spus? Da. Cunoașteți împrejurimile sau cine stă pe lângă președinte? Da. Ok, stă femeia. Premier-ministru. Adică cheltui pentru femeie și prim-ministru. Copii. Cheltui pe cel care îl... Ce? Ладно. Mașini? Nu, da? Nu. Ok, pentru deci, ce mai este în anturajul președintelui? Deci e așa de greu. Blin, da, femeie e... și încă ce mai este? Bitcoin. Asistenței lui, ajutor, nu? Ceva... Staful administrativ. Cine intră în staful administrativ? Uite, și Ahrana, blea, ahrana. Încă un punct pentru Vladislav Slisarenko. Într-adevăr, Borea Țigan a zis că el e indignat pentru că președintele cheltuie milioane pentru femeia sa și bodyguards-ii lui. Chiar el a zis bodyguards. Da, bodyguards. El a zis cuvântul bodyguards, asta e ceva. Și a zis că el nu e de acord pentru asta. Ei pur și simplu, și el o să mai întreba, zic că, dar ce fac ei bodyguards-ii să stau în baruri numai? Asta a spus Borea Țigan. Și el a zis că eu, ca persoană oficială, nu văd ca el să fie președintele Republicii Moldova. O să vă uitați acasă la citat complet de la domnul Borea Țigan. Unde aplauze pentru Vlad Slisarenko. Dumnezeu să-l ierte, pe domnul. Două puncte pentru Vlad Slisarenko, iar noi mergem la următoarea întrebare. Hai dansați! Iar acum următoarea întrebare. Va fi o întrebare de la partenerii noștri Marshall Divin. Divin asta, da. Asta Vlad Țepeș. Ați auzit de domnitorul ăsta? Da. În sală ați auzit de Vlad Țepeș? Cunoașteți despre dânsul? Ok. Da, președinte. El a fost într-adevăr un domn în țara românească cu mai multe domnii și despre el circulă mai multe legende. La circulă pentru că era foarte crud, nu că l-a pus la șert. Eu grasă. Anticipam, eu te simt. El era foarte crud, era tiran și îi trăge pe oameni în țapă.
pedepsă hoții, de asemenea. Circulă anumite legende că odată la dânsul au venit niște soli din Turcia. Soli? Și? Usare de la de ciocan au găsit? Soli de ce? El cumpăra tot sau soli? Din Turcia numai. Din Turcia. Așa înseamnă soli. Trimiș. Trimiș. Aha, ok. Pasol, pasol. Așa își spune, trimiș. Ce zici soli? A, mă scuzați că eu nu știu cuvânturi de ei. Au venit niște soli din Turcia, niște musulmani, care atunci când au ajuns la curtea lui domnească, nu au vrut să-și scoată turbanul din cap. Cum Ivania muie cu chepcă în cap. Turban. Asta e turban. Întrebarea, ce a făcut el, dacă știi corect? Cine el? Vlad Țepeș? Ce a făcut Vlad Țepeș ca să-i pedepsească? Bă, eu știu. Corect. Știi corect? Dacă știi corect, nu serios? Spune. Serios? Hai, lad. Hai, picălinți, paspoim. Cum te se pedepsească? El mai în scurt a luat o cășulă de-a lui, a îmbrăcat-o pe cap și zic, că eu sunt musulman, îmblă o cășulă. Iată-și primul punct pentru Marima, da? Măcar normal, așa. Într-adevăr, așa și-a făcut. Ok? Ce puteți facă? Uite, ăsta a venit și a zis, eu nu scop turbanul, da. El a spus la Țepeș. Tu ai venit în casa mea și nu ți-ai dat jos turbanul? Asta e, nu e uvăjenie. Așa. Tu nu mă respecti. Și l-a pus să stai lângă paraș. Pentru tine asta e, da? Așa faci, da? Cu mâinile în sus. Da. A venit vreun copil. Fetița acasă lângă paraș. De ce? Cum te se pedepsească? Uite, eu venit... În real știi? Da. Tu știi? Da, eu știu. Hai să vedem. Da, dacă nu-i drept. Da, să zic și eu o variantă. Da. Adică nu vreau să rămân. Las Visarenko. Da. Vă zic, el a luat, le-a scos turbanul din cap, eu zic, dă-o leac. Dă-o leac. Dă-ți faptura cu dânsă. Ui, blea. Hai, zi, mă, interesant. Dă-ți mă fotografiez. Erau atunci, erau Sony, erau... Da. Aveau ăsta, 2 megapixel. Și le-a luat-o, ca și cum să o pun în cap. Și o zvârlit-o la... O zvârlit-o la Porsche. Ca și e dacă sunt musulmani, nu s-a ating de și eu. Poate e legat ceva de Porsche răspunsul, a? Nu. Da, e bună varianta mea. Da, dacă mă praibiesc, da. Adică tu ești la urmă. Îți fii minus, străjaș. Nicoleta. Și ar dă-ți punctele. Hai. Eu, după cât știu, le-a bătut cu cui în cap. 2 puncte, doar Ștefan, pentru Nicoleta Caraman. A văzut. Voi din sală cunoșteți răspunsul? A fost cineva care a cunoscut răspunsul? Iată. A fost cineva acolo? Min tata m-a învățat, ei. Da? Cucui în cap, dar ai dat și tu cucui. Cucui în cap. Chiroane. Cu chiroane în cap? Da. Păi ei au murit, nu? N-ahoi. Da. A, păi de aici ieșe și fraza cucui, tipa cucui aia. Pentru cucui da, aia. Tu ieși, ești cucu? Cucui la cap, de aici aia vine, da? Au murit pe oamenii care au venit. Nu le-au murit. N-au vrut să le scoată? Eu pur și simplu am bătut un chiron în cap. Nu-i doar feriești, bine. Fără chepcă, n-ahoi. N-au vrut să le scoată și le-au bătut na vechi, înțelegi? Na vechi, nu ai te vechi, a na vechi. În cap, a fătut în cap. Da. Blat, așa te ieri, Vlad Țepeș, asta e cel mai ușor ce-a făcut, bă, pe da? Dar cum? Asta e easy. Asta e, blat, asta e doar că... Dar cu țapa în cur... Stai puțin, pe Iisus, la cucui, în mâini. Da, dar pe asta nu îți Vlad Țepeș. Și toți oamenii vorbesc despre Iisus, dar aici oamenii în cap le-au bătut cui, nimeni despre dânsul nu vorbește. Nu, nu mai și îngrăit. Dar asta puțin, blat, fiecare zi despre Iisus vorbesc, fiecare... Să-mi trebuie fiecare zi despre cui bătut din cap trebuie. Dar până nici musulmanii nu au făcut ginul din apă, vreau zic. Hai să luăm așa... Nu, da, Iisus mai mult pricoare, tam... Merge pe apă, înțeleg. Merge pe apă, da. Păi ce, cui în cap. El era vodnă, există. Da, explicarea care era. Atunci când au venit solii ăștia turci, otomanii au venit la dânsul, el i-a spus, băi, scoteți-vă turbanele din cap. Vă rog frumos. Da, el e pe normal, normal. Băi, eu vă rog, eu sunt om educat, hai scuteți, vă rog. Eu dacă vreau să canjen nu răspund nimic. Dacă nu scoate să mă put un cui în cap. Eu așa, la țepe. Mic altceva, mic. Prostă un chiron. Prostă un chiron de 100 în cap. Prostă un chiron de 100, care bate șiferul, da? Da. De până gât le-a ajuns. Asta e glupă. Vrei să vezi cum chironul iese aici în gură? Vrei să vezi? Nu scoate turban. Și când am bătut un chiron, nu te rebu. Vezi de care vorbim mult și în limbă, eu bătut. Asta a apărut piercing. Da, și el le-a explicat, băi, în momentul în care intrați la curtea domnească, să vă turbanele din cap. Și el a zis, i-a zis lui, băi, dar la noi nu e obiceiul ăsta. Noi nu avem obiceiul că scoatem din cap când intrăm în un anumit
curte. Și el a zis că ok, hai să facem ca obiceiul vostru să fie întărit la noi aici. Și l-a întărit prin chiroagă. Prichini dacă Vlad Țepeș era și președinte când era COVID. Băi, puneți mască, vă rog frumos. Nu pun mască. Nu, puneți, vă rog, așa. Noi nu sunt așa obicei. De sput, blăt, cu cui mască, da. Steplerul, cu steplerul. Bam. Prichini? Era, blăt, teț cu mască. Eu era până amul să umblu cu mască. De svarcă, blăt, cu asta, na. Două puncte pentru Nicoleta Caraman. Un jingle, iar noi mergem la următoarea întrebare. Alexandru, prichini, asta mama lui soția lui Vlad Țepeș a avut copil. Soția lui Vlad Țepeș a avut copil. Și soția zice, tipa, la copil. Ei, pune căciulă în cap. Copil, mama, dar nu vreau, bă, asta nu-i modă. Băi, pune căciulă în cap sau zic lui tata. Blea, pizdeți, stai să-mi bag coșul. Vară, plus 30. Deci îmi căciulă, tata. A, blea, tata a spus că... Dar tata mi-a spus căciulă în cap. Eu de anul trecut o port încă ne-a bătut-o în cap. O, dar da, hai așa, de exemplu, Vlad Țepeș a pus teoplă-i pol. Da? Așa. Și vreau zic, mergi, te discuți acolo și el îi zice, uite, îmbrac tapci, te rog. În casă rog tapci, da. Ominește, te rog. E nu, că-i cald și-i cald la putare. Eu te rog frumos, îmbrac. Eu vă readuc aminte că asta a fost o întrebare din partea partenerilor noștri, Marshall Divin. Ți-ai dat deși. Pur și simplu, Marshall Divin susține istoria și cunoștințele în Republica Moldova. Pentru asta noi vă mulțumim. Yeah! Pur și simplu, alcoolul bate la fel ca cuile în cap. Ok, următoarea întrebare. Vă întrebam, băieți, cunoașteți despre Vasilii Mămăligă? Mai puține, da? Eu am scris memuri. El a trăit în 1865 și e preot, în familie de preot. Asta eu știu. Tu ești tare deștept, Margaș. Da, da, da. Lumea a scris și în comentarii, băiatul ăsta învață. Într-adevăr, s-a născut într-o familie de preot, nu de preot, Marin, că nu păcem doi preoți să nască un copil. Cu eu vă știi, bine. Da, de preot, unul era. Dacă-s gay, poate. El ceva are cu asta. O vizitat mai multe țări. Prima țară pe care a vizitat-o Vasilii Mămăligă a fost China. După care el un timp a lucrat la vamă, tot în China a lucrat la vamă. La vamă? La, la perietele, la chinesa este, da? Ați crezi că numai acolo este vamă sau acolo? Asta nu e vamă? Tot e vamă, dar e vamă naturală. După care s-a dus în Indonezia. Aha. Vasilii Mămăligă. 1865. Născut. În China a lucrat prima dată, pe urmă în Indonezia. Da. Nihuia. Asta e de-a noastră. Eu numai România am fost. Dar el a fost în China. Normal. Da. Și el, apropo, cunoște trei limbi străine. Chineză și indoneziană. Nu, la indoneziană. Cunoște chineză, într-adevăr, olandeză și engleză. El, până la urmă, a ajuns să fie erou în Indonezia. Jebat. Întrebare, chiar este actualmente erou în Indonezia, Vasilii Mămăligă, sau cum îi spun, Vasilii Mămăligă? Întrebare, Mama pentru Mama. Ce a ajuns el erou, Vlad Zisarenco? Eu. El a venit acolo și a zis că pățanii îmi dă fac o mâncărie, că ia în șoc și de bun. Și-a făcut o Mămăligă și a zis că m-a văzut, ia. Asta e Mămăligă? Nu, și-a zis că asta e ca și familia ta. Asta, blea, respect și vă rup. Căroce, eu am vrut să spun că Indonezia, asta e Bali. Așa. Bali, wow. Sau cum, bre. Cunoștință. Mm-hmm. Indonezia, asta e geografie, blea, normal. Indonezia, asta e Bali. Dar la Bali toți se odihnesc. Ciol și la Bali. Și? Zaie. Da. Și Vasilii Mămăligă este erou Indonezia ca primul om care a făcut selfie la Bali. A minus făcut... un Bali lui. Și nu e plus un Bali. Pentru plus un punct pentru Marin Madan. Ok. Uite, el a fost în China. Cunoște engleză. Olandeză. Olandeză. Engleză. Tu ai spus engleză, da. Chineză. Română. Rusă. Evident, cunoște. Și el a ajuns să fie, uite, în... El s-a întâlnit chiar cu regele de acolo. Din Indonezia? Din Indonezia, da. Și el a ajuns să fie erou în Indonezia. De ce? Wow. Da. Hai să încercăm. Înseamnă că Vasilii Mămăligă a lucrat la vama chineză.
Înseamnă că ce? China este, cum noi știm, după ce noi știm, este la graniță cu Indonezia. Eu nu știu, pur și simplu vreau să blechicesc. Nu? Dacă susca glasă. Nu, okay. Dar să presupunem că da. Da. Și Vasile Mulica este într-un erou ca omul care n-a dat voie la un chinez să intre în Indonezia. De ce erou? Pentru că, după cum noi știm, da, chinezii... Da, da. Foarte repede se răspunajează, nahă. Mulțumesc, mulțumesc. Și președintele Indonezia a spus, băi, Vasile, mulțumesc, nahă, era și minună. Mulțumesc. Un punct pentru bani, Ivan Lulienov, ok. Era și propși, numai oameni, băi. Trafic ăsta. Biciclete, trolebuze, tăi. Da, 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 era și, băi, iPhone, nahă, peste tăt. Remont, ăsta. Sușu, băi, acu trebuie asta. Și de asta în Indonezia mă nu e nică de asta, pentru că Vasile Mamăligă. Nu, a fost, dar mai târziu a venit. Așa, Nicoleta. Eu cred, eu nu știu cum e română, acolo erau probleme cu navadnenii. Cu inundațiile. Inundații, așa. Da. Și Vasile Mamăligă a pus niște saci cu făină de păpșoi. Nu cu năsip, dar cu făină de păpșoi chiar simplu, înțeleg? Oh. Și a pus carocea așa la mașină și poate, înțelegi? Nu înțelegi. O pus sașii care... Eu zău tu... Și termină, bă, până la urmă. Nu, și navadnenii. Da. Și a făcut popcorn. Nu mai făcut popcorn acolo. La, da, asta. Căruci, nu, eu știu, eu da, bivesc versia ei. Căruci, el nu știe, bă, că din făină de păpșoi să faci măligă. Și a pus așa sași cu făină de măligă și a dat apă și era cam cerbiceară. Da, da, înțeleg. Când acolo și puta ieși așa măliguță, așa ia popcorn. La tine așa ies măligă. Din sași, da, așa vine eu și trebuie să-mi tinge. Opa, omă măligă, omă măligă. Vlad la Enis, poate o măligă de așa. Da. El era eroul Indoneziei. Ce știm noi despre Vasile Mamăligă? Dacă ascultați atent, el a fost în o familie de preoți. Preoti. Preoti. Înseamnă că el era creștin. Așa, da. Creștin democrat. Ладно, el era creștin și el a fost eroul Indoneziei pentru că el a fost nanu lui președintele. Sau? Sau finu. Diferit, sau fi. Eu botezat copilul. Ai să răspunsul tău cu eu botezat copilul? Eu botezat copilul. Da. A adus religia în Indonezia. O, răspuns meu. Un aplauz pentru Ivan Lulienov. Mai gândiți-vă că el popul. Puțicap. Bă, dar e bun, e bun în direcție. El s-a dus foarte deep, s-a dus tare deep. Dar ce e deep asta și asta? Profund. Profund? Deep house. Da. Uitați, în perioada aceea, insulele din Indonezia erau colonii. Ce putea să facă Vasile Mamăligă ca să ajungă erou? O fac cu sectă. Balea. O zis că așa. Ce fel de sectă? Cam tu, ortodoxă. A? Ortodoxă. O sectă ortodoxă? Da. Făcut biserică, o biserică. Tu ai legat asta cu informații despre colonii? Biserică. Da, biserică. Dar mai multe erau și biserică. Făcut o sectă. O sectă, nu sectă. Sectă. O tras secta. Biserică. Da. A făcut o biserică. Am înțeles. Vlad. Da, căroci, era colonii și el a venit și a zis cu ea pățean, numai la voi așa cum ea se întâmplă. Și puteți loc oameni să independenți, deci sunteți proști. Deci alungați-i pe aceștia care vă colonizați și voi stați independent, Indonezia, Republica, țară democrată. Două puncte, două tepăm pentru Vladislav Sisarenko. Într-adevăr, el s-a dus la regele de acolo, la... Brat, le spun ceva, am o vorbă cu tine. Uite, noi în Europa avem alegeri, da, ți-închipă? Da. Dar voi aici stați și dați la alții încă păpșoi. Cam așa și-a fost. El, de fapt, s-a dus la Rajau de acolo, care era rege, și i-a spus, băi, uite, toată lumea este independentă, haideți, faceți voi un puci împotriva la olandez. Bun, până la urmă, răscoala asta împotriva olandezilor nu a reușit. Olandezii aveau puști, aici la alții aveau arcuri. Uh-huh. Dar ideea e că el a fost primul care s-a gândit împreună cu rege, să-l îndemne ca să facă revoluție împotriva olandezilor și, până la urmă, evident că Indonezia a ajuns stat independent. Doi Ștefan pentru... Vladislav Sisarenko, iar voi ați aflat despre un erou de la noi, despre Vasile Mamăligă, erou în Indonezia. Mergem la următoarea întrebare. Bun. Ce cunoașteți despre poeziile din perioada comunistă? Cunoașteți ceva? Deci erau cu pentru... Tutuca Lenin, da, cu Esteană. Da, haideți să dăm citire la câteva poezii din perioada comunistă. A fost copil și Lenin? Da, a fost și el. Copil.
Născut în aprilie. Nu, da, a fost a fost, a fost copil și da, a fost și el copil. Nu de asta, nu care îi spune Brâncoveanu. Nu, băi. Care aveau pionier, da, a fost și el școlar. Și în geanta lui pe vremuri a purtat abecedar. Da. Asta este o poezie capcoadă. A fost copil și Lenin, a fost și el școlar și în ghiozdanul lui pe vremuri a purtat abecedar. Alt poezie. Vin acasă în april, mii de rândunici, în april s-a născut Arici. S-a născut Arici? Da. Ilici. S-a născut Ilici. Acum ați vă dau eu o poezie pe care voi trebuie să o continuați. Davai. Măreț viitorul și etern viharul, Ilici stă ori întregi, cum stă Ilici? Da. Ori cu paharul. Cu paharul? Da, nu în rimă, eu am înțeles. Nu, dacă asta e în Moldova, pot. În rest, da, la noi. Măreț viitorul și etern viharul, Ilici stă ori întregi, ori cu paharul. Ori îl duceți cu carul. Ori îl duceți cu carul. Mort. Ah, mort. Tipa, să criu. Îți închipui că nu știu îl duceu. Da. Drept ori la Subaru. Și? Lui director la Subaru? Nu, Subaru. Ori drept, ori la Subaru. Pe mașină. La rul, la Subaru. La Subaru. La rul, da. Ori drept, ori la Subaru? Ori în Subaru, în mașină. Iobă-ne, bro, serios? Subaru era atunci? Era, dar numai nu la noi. Ah, ok, hai, măreț viitorul și etern viharul, Ilici stă ori întregi. E vorba cu măgarul. Nu, dar s-o râs. A, ori întregi. Da, dar tu cum ai înțeles? Ori întreg. Tu gândeai că puteai și iei de întregul și puteai și iei și apart? Ok, hai, etern viitorul. Nu, măreț viitorul. Care e primul cuvânt? Nu înțeleg primul măreț? Cuvânt. Măreț? Mare, măreț. Măreț Idoru. Da. A, înțeles. Etern, asta e vecinui. A, eu știu, eu etern. Etern viharul. Vot asta e, nu înțeleg. Har, viharul. Le cum har? Să-ți lămuresc. Hard disk, da? Nu, no. Harul ăsta tipa... Hard dumnezeiesc. Da. Все, am înțeles. Все. Mai departe. Da. Ilici stă ori întregi, adică много часов. Cum stă Ilici? Car stăit Ilici. Da, блядь, eu înțeleg. Pidește, как стоит Ильич? Ori întreg, ori stă на шару. Ori на шару, есть еще кувант? Да поц фи ну н рима. Ну н рима? А, бля, вообще на какого... Интинсен маузолеу. Adică tu te gândești așa, măreț viitorul și etern viharul, Ильич stă ori întreg, Intinsen маузолеу. Да поц фи фără рима. Un punct pentru Marin Madan, dar nu, da. Ivan! Ori întreg, ori na Madagascaru. Nu-i cu rime, da? Măreț viitorul și etern viharul, Ilici stă ori întregi. Da, e rim sau nu e rim? Zăi de-am pas. Mă predor. Pabrațchi, e rim ori nu e rim? E rimă. Ai, Evelin, tak i znal. Madagascaru. Ori întreg, ori Madagascaru. În Madagascaru stă prost. Ilici stă în Madagascaru. Este ori întregi perpendicular. Perpendicular U. Măreț viitorul și etern viharul, Ilici stă ori întregi cu mâna în aer. A, da, asta e lui Hitler. Căroace, eu vreau să folosesc pațcasca, dacă se poate. Eu știu că e exclusiune, dar să sunăm direct pe tata, tata știe. Sunăm pe tatăl tău sau? Da, tata meu. Sau tatăl nostru. Ce-o liniște. Hai. Tatăl nostru tăți știi, dar tatăl... Eu după pe mea vreau. Pune la petrici. Tot vrei pe tău sau sunt? Tatăl lui numai el nu știi. Nu te iubești. Da. Tatăi, noroc. Noroc. Poți să mă ajut, te rog, și eu în crossword și întreb aici dacă știi tu poezii pe vremea lui Ilici știi vreodată. Măreț viitorul și etern viharul, Ilici stă ori întregi, știi așa poezii? Nu știu așa poezii. Nu știu. Am înțeles. Ladna. Bun. Da. Scuze-mă, da. Blea, tata, blea. Am vrut să vorbești cu tata, n-am vorbit. Da. Ilici stă ori întregi, apărând hotarul. Apărând hotarul. Da, și la hotarul cu România. Tipul. Da. Ah, ar fi logic, cumva. Nu, da. Că Prut n-a așa avut e? Niciodată graniță la Prut. Aprinzând mangalul. Ei, ceva cu ceva el stă. Cu stă? Cu? Cu paharul, blea, am spus srazu. Cu paharul, el așa stă. În Moldova așa stă.
Spet cu mâna întinsă, Moldova cu paharul. Da, așa, dar Moldova așa. Cu flagul, blea. Ciocan. Și stați, Olec, Marin! Secera și ciocan? Nu. Care ciocan? A, secera. Am înțeles. Spune, eu știu răspuns. Tu ai spune. Măreț vei Doru și etern vei Haru. Ilici stă ori întregi cu tătarul. De vorbă. Cu Morgenstern. Un punct într-o Ivan Elena, ok. Cu Morgenstern. Apropo, el tot era tătar. El tot era tătar. Și evreu și rus. Și belarus. Și Icut încă era, patru sângeri. Eba. Da. Eu știu cuvântul ăsta, măca. El există? Da, da. Eu sper că tu al știi. Eu sper că tu al știi. Să fie rătarul, blea. Da și cuvânt chei. Da. Nu știe nimeni. Ori întregi cu futlearul. Poate el a avut futlear. Vreun futlear unde ținea chepca. El și chepca a avut. Dar ce înseamnă futlear? Futlear, asta e de la cuvântul foot. Tipa... Îmbrăcăminte. Da, da. Aparatul, de la acțior. Aparatul care se fute. Futlear. E vorba de sinonim cu cartea. Abecedarul! Ai, blea, abecedarul! Abecedarul! Nu, abecedarul a fost mai sus. Vai, a, fost blea, în... a fost copil și Lenin, a fost și el școlar și în ghiozdanul lui pe vremuri a purtat abecedarul. Și este cuvânt? Sinonim... Asta e altceva. Sinonim cu cartea? Da, e un fel de carte, da. Dicționarul! Nu mai știu ce e dicționarul. Dicționarul! Dicționarul! Două puncte pentru Vlasi, Sarenco! Marinaș, prost ai, el a zis răspuns, nu putem să nu-i, să-i dea. Într-adevăr, da, poezia așa? Da, este o leacă de osobie. Da? Măreț Veidoru și etern Veiharu, Ilici Stăuri întregi cu dicționarul. Doi Ștefan pentru Vlasiu Sarenco, iar noi mergem la următoarea întrebare. În anul 1912, autoritățile țariste au organizat la Chișinău o sărbătoare. Da, pentru că erau 100 de ani de la momentul în care Basarabia a fost anexată la Rusia. A venit țarul Nicolae al II-lea la Chișinău. A fost instaurat o statuie la Alexandru I. El chiar a găsit chipurile 20 de țărani care aveau 100 de ani, i-a chemat la Chișinău și le-a dat un cadou. Ce cadou a dat Nicolae al II-lea? Uite, pentru țăranii ăștia care chipurile aveau 100 de ani. În anul 1912. Vlad! Câte-o scriu? Câte-o scriu? Da. Logic. Păi ei erau mort, obici. Da. Ce puteți să dai? La un om care are 100 de ani, da. El e foarte bătrân. Așa da. Și a dat la un bătrân. Săpun. Nu, pentru că nu, acolo și este. Sau săpun, sau parfum. Ceva de asta. Chlorcă. Trainul, da. Adică i-a dat chlorcă. Ce puteți să dai? 100 de ani. Le-a dat câte o italiancă tânără care le spăra curul. Oi, blin! Aici a trebuit pentru Maria Madonna, acolo. O sudea. Ai indiciu, vreau indiciu. Da, da, e ceva legat cu timpul. Uite, 100 de ani. Aaa, blăci! Eu le-a dat calendar, n-apoi. Tu așa de tare te străduiei să dai din clopoțel ca zici calendar? Dar eu le-a dat... Da, stai. Argumentează părerea ta. Să argumentez părerea mea. Eu le-a dat calendar. De ce? Să știe omul câți ani are. Să știe care lună e acum, bă. La 100 de ani, tu crezi că l-a interesat? El se uită la 100 de ani și lună noi suntem. Da, acum... Tu ești tânăr. Tu... Să iau cu tea întrebări de astea. Cu cine-ți fac sex? Și să mănânc? Dar el e bătrân. El toate întrebări... Și. Scap. El toate întrebările în viața lui a trecut. Toate întrebările. Și acum nu mai are o întrebare. Care zi? Care la 100 de ani. Și zi e azi. Da. Vlad. Ei. Da. Hai, Mihail, ăsta. Hai, Sam. Nicoleta. Ceas le-a dat. 2.2 Ștefan pentru Nicoleta Caraman. Într-adevăr, le-a dat câte un ceas. Eu nu știu dacă el într-adevăr i-a găsit pe cei care aveau 100 de ani. Dar acum ceasuri sunt și cu calendar, dacă ceva. Acum, pe calendar ăsta e jumătate, pravilnă. Apple Watch, le-a dat o Apple Watch. Apple Watch? Apple Watch. Ok, înainte de ultima întrebare finală, avem următoarele rezultate. Asta înseamnă că ultima întrebare e decisivă, ok? Ok. Înainte de ultima întrebare finală, avem următoarele rezultate. Marin Madan, 4, super, Ștefan, pentru Marin Madan. Ivan Lulenov, 5, super, Ștefan Petre.
Ghibale, Lena. Tu râzi și... Nu, eu tupat. Nicoleta Caraman, 7 Ștefan, până la întrebarea finală. De unde, bă? Și Vladislav Susarenko, înainte de ultima întrebare, are 10 Ștefan. Asta-i Lubimcicul, Lughițan. El a plătit. O să fie o întrebare care e legată și de locația unde noi filmăm această emisiune. Noi filmăm pe strada care? Negruzi. Bulevardul Negruzi. Da. Negruzi. Costache Negruzi. A scris opera Alexandru Lăpșneanu. Opera Alexandru Lăpșneanu, acolo sunt mai multe citate care au intrat în uz în ziua de azi. Există acolo fraza, dacă voi nu mă vreți... Eu vă vreau. Eu vă vreau. Știi, încă nu-ți dau nică pentru asta. Eu eram pregătit, tu știi, el e deștept, luat seama. El просто уже все борзеет, знаешь? Eu vă vreau, el просто așa a spus. Eu vă vreau, пиздец. Eu все știu că tu, am medele. Eu am medele, eu. Девчонки, hai la bar, eu vă vreau. Da, acolo este fraza asta, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Asta el spune boierilor care ziceau, băi, noi nu te mai vrem, noi nu vrem ca tu să fii rege, să fii împărat la noi. Și eu zic, ei, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau pe voi. Adică eu oricum am să fiu domnitor. Este fraza, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Și mai este o frază celebră acolo. Proști? Da, mulți. Da. În ce context a spus el fraza asta? Erau la protest la Șor? La protest aici în centru, nu? Dar el se râd, dă-i un punct. Nu trebuie așa, trebuie jos, ca așa. Ei, foarte, dă-i un punct! Ei foarte aproape, ei foarte aproape. Proști, da, mulți? Foarte aproape, da, Vlad. Când să-l detroneze, așa. Da? El îți zic, dar nu te tieni că asta este Iana. Și, 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 asta e asta Iana? Nu, deja e pohul, el prost. Dar nu te tieni că, nu, stați, dar nu te tieni că asta e asta Iana. Și, și, și. Și el îți zic, băi, mă tem o leacă. Dar cineva a zis că, băi, nu te mici, ești proști. El a zis că, băi, da, proști, dar sunt mulți și pot să mă detronez. Un punct pentru Vlad Susarenko, este răspuns corect. Și unul dăm Nicoletei pentru că ea a dat jumătate de răspuns. Într-adevăr, băi, a fost situația în care au venit oamenii să protesteze. Erau țărani, erau nemulțumiți, ca de obicei. Adică protestau, cum a spus Nicoleta. Și au venit în fața acolo și se ziceau, vrem capul lui Moțoc, vrem capul lui Moțoc. Moțoc era unul dintre boierii lui de bază. Și el a zis că, blea, dacă vor capul tău, le dăm capul tău. Știi, tipa, dacă țăranii vor, oamenii vor. Și Moțoc a zis, băi, dar pe ei sunt proști. Și el a zis că, blea, proști, dar sunt mulți. Și tu te-ai cap? Da, i-a dat capul lui Moțoc până la urmă, dar Alexandru Lăpșneanu a scăpat cu viață. Vlad Susarenko a dat jumătate de răspuns, Nicoleta Caraman, jumătate de răspuns. Și chiar acum să vedem care sunt punctele finale. Oare cine a câștigat? Vrei să contestezi, Ivan? Vrei să interesant, dai? Interesant. Eu o să dau la judecată, înapoi. Punctele finale. Wow, cât a redus din diferență Marin Madan. Înainte și după ultima întrebare. Marin Madan, 4 puncte. Felicitări, Marin Madan. Ivan Lulenov, în emisiunea de astăzi, 5 puncte. Ivan Lulenov. Nicoleta Caraman, felicitări, foarte bună prestație, emisiunea de astăzi. Ai să mai vii la noi? Da. Dacă nu vii la noi, noi venim la tine. Dacă nu mă vrei, eu te vreau. Da. Suntem mulți de proști. 9 puncte, 9 Ștefan pentru Nicoleta Caraman și câștigătorul ediției de astăzi. Aplauze pentru Vladislav Slusarenko, câștigul de 1000 de lei pentru Vladislav Slusarenko, 11 Ștefan. Vlad, discursul tău final pentru acești 1000 de lei. Zi. Amuleu, și mă duc să o dăi. Copchii sunt ca proste tătare. Și el a câștigat, blea, emisiunii de erudiție, nahui. Copchii sunt ca protestatari, proști de mulți. Și asta grăiește omul care are doi acasă, agent doi. Stai o leacă. Copchii tăți când îți mitezi proști, așa că ei pe urmă cresc și se fac oameni. Da, Marian? Bun, un rând de aplauz. Un rând de aplauz pentru Vladislav Slusarenko.
Câștigătorul zilei de astăzi, noi vă readucem aminte că aici a fost emisiunea Așa Bună Seara, cea de-a 6-a ediție. Abonați-vă la canalele noastre, urmăriți-ne, scrieți comentarii, pentru că ele chiar contează pentru noi. Noi așteptăm să le citim și următoarea ediție să fie plină de wow, wow, wow. Băi, oameni buni, fiți creativi, improvizați, scrieți despre Marin, ceea ce vreți, despre ceilalți, la fel, scrieți, pentru că asta este foarte fain. Vania, frumoasă, chepcă, data viitoare o batem în cap. Iar eu vă readuc aminte că am fost Alexandru Ghețan, emisiunea Așa Bună Seara și nu uitați că ceea ce se întâmplă azi, mâine deja va fi istorie. La revedere! Wow!